Bună seara, dragi prieteni! Ori de câte ori vine Codrin Ștefănescu la noi, emisiunea capătă o formă contundentă, tabu, discutabilă, generatoare de gânduri pro și gânduri contra. Asta e farmecul lui Codrin și noi beneficiem de pe urma acestor lucruri. Îți mulțumesc că ai venit din nou pentru o temă foarte incitantă, visul ca o realitate paralelă. Am făcut acum câteva săptămâni o conferință publică pornind de la această tematică, iar punctul tău de vedere a surprins și a contrariat pe foarte mulți dintre privitori, pentru că tu ai luat și atunci și probabil o vei face și acum în discuție teoriile generale despre vis pe care le-ai combătut cu niște argumente pe care le-ai găsit în manuscrisele și cărțile tale vechi. Care ar fi, din start te întreb, o listă a marilor neadevăruri, ca să nu le numesc minciuni, legate de o abordare, așa zis, științifică despre vise? O să spun un mare adevăr și restul totul este minciună. Dacă pornim de la celebra axiomă cogito ergo sum, cuge deci exist, gândesc deci exist, gândesc deci eu sunt convins de propria mea existență. În momentul de față nu sunt convins că tu existi, nu sunt convins că există cei care ne filmează acum, publicul tău, nu sunt convins de lucrul ăsta. Aceeași dilemă ai și tu și fiecare telespectator al nostru. Fiecare gândește, este conștient de propria lui existență, dar nu este convins că ceilalți din prejur nu fac parte dintr-un vis. Aici vreau să ajung. Este foarte posibil ca viața noastră de aici, care o considerăm reală, să fie un fragment dintr-un vis, iar lumea noastră reală să fie în ceea ce numim noi în momentul de față vis. Exemple sunt multiple. Toți cei care visăm și toți oamenii visează au această experiență permanentă. Foarte rar visez persoane care sunt dragi, care fac parte din contextul tău și asta la începutul visului, după care se estompează. Cunoști persoane pe care în lumea reală nu le cunoști, dar acolo le cunoști de o viață întreagă. În vis ai un alt statut social, ai o altă poziție socială. Dacă aici ești căsătorit și ai copii, acolo poți să fii burlac. Dar ești într-o altă secvență spațiu-temporală, te poți afla în evul mediu, te poți afla evident, în antichitate, dar te poți afla și într-o lume fabuloasă, într-o dar lume oriunde te afli, paralelă. Nu ți-aduce aminte de nimic din lumea ta reală. Consider că lumea de acolo este cea reală, ai toate amintirile legate de lumea respectivă, știi pe din afară orașe, oameni, familii, conducători, care ți-au statut social, care sunt dușmanii, prietenii, inamicii, în ce conflicte afli, absolut tot. Deci absolut tot. În momentul în care te trezești în pat, atunci se estompează tot visul și ai sentimentul că nu s-a întâmplat ceea ce... Nu e real ce s-a întâmplat. De la premiza asta, singurul lucru real este că atunci când am conștiința că exist, pentru că eu gândesc și pot să am această percepție de jur împrejurul meu, care poate să fie falsă, da? Este un adevăr. Restul sunt minciuni. Aici ți-am pregătit mai multe materiale, bine și cărți medievale care vin în ideea asta, legate de studiile pe care se fac în ultimii ani de zile, din studii care sunt lansate pe internet de mari profesori, academicieni și mari cercetători din America, din Anglia, institute prestigioase și așa mai departe, care vin cu niște explicații absolut inimaginabile. Adică orice om rațional își dă seama că este manipulat. Adică sunt niște interpretări atât de mincinoase încât clar sunt custe cu ața albă. Cineva vrea să ne inducă în eroare de a ne pune o astfel de întrebare. Este la fel ca în celebrul film Matrix. După ce a apărut primul episod de a revoluționat întreaga planetă și foarte mulți oameni și simpli, nu neapărat cu o cultură ca cei care sunt spectatorii noștri, și-au pus întrebări. Temă de bază, tocmai această dilemă a existenței reale. Reale, da. Există da? Real când dorm sau există real când am senzația că sunt ochii deschiși? Chestia a fost fantastică. Deci el trăia în lumea reală, unde avea servici, muncea și plătea ratele și de fapt era într-un tub intubat. Ideea este genială. Și se trezește într-o nouă realitate care nu e convins nici aia că este noua realitate. În aceste interpretări mincinoase, studiul ăsta vine așa. În primul rând vine cu o analiză legată de ce este esențial somnul bun. Nicio legătură nu are somnul cu visul. Sigur că somnul este esențial, că trebuie să dormi 8 ore pe noapte pentru a se reîncărca cu energie, organismul, că suntem totuși un organism biologico-mecanic. Asta s-a mai demonstrat. Nu spune nimic de vis.
După care spune așa, de-a lungul unei vieți, o persoană își petrece 6 ani visând. Minciună. Există un alt studiu făcut prin anii 74 care spune că un vis imens. Există cazuri de oameni care au visat poate câțiva ani întregi. Același vis. Nu. Acțiunea lui care se desfășura, se desfășura pe câțiva ani. Deci, a făcut parte dintr-o altă lume care era, să zic eu, medievală, avea o funcție, era îndrăgostit, s-a căsătorit, a avut copii, l-a ajutat pe rege, sunt mai multe povești. Tu vorbești de continuitatea poveștii din vis. Visul ăsta tot, care după opinia omului care l-a visat, a durat câțiva ani de zile când s-a trezit, calculat pe computer, a durat 1,3 secunde. Deci, noi nu putem să visăm 6 ani din viață. Nu avem așa, este imens, înseamnă o infinitate. Într-o singură secundă de vis, poate acolo petreci o viață întreagă. Faptul că momentul trezirii nu ți-aduce aminte decât fragmente, asta nu înseamnă că nu s-a petrecut un eveniment, un șir lung de evenimente. Pe urmă, vin cu interpretări științifice incredibile legate de interpretarea visului. Dom'le, să vii ca om de știință, cercetător, academician, specialist în tot felul de domenii, să vii și să spui așa. Interpretează, deci, parcă ar fi vrăjitoarele noastre de aici, din România. Visele cu sau despre animale. Asta înseamnă că ori sunteți mâncăcios, ori aveți probleme medicale, ori în același timp sunteți mulțumit de un context în care vă aflați. Dacă visezi vehicule mai vechi sau mai nu știu ce, înseamnă că ai niște probleme legate de locomotori sau ai niște probleme medicale pentru nu știu ce. Ai niște nemulțumiri legate de relaționarea din prejur. Dom'le, niște tâmpenii. Visele cu sau despre copii, care poate să fie malefice sau poate să fie pozitive. Se va naște cu un copil sau ești mare drăgăsos, vei avea noroc, dom'le, să zici că ai noroc într-un studiu științific. Sau copilul este mesagerul morții. Pornesc de la ideea celor care studiază tematica asta, așa cum spunea Philip Heidrich, și după care, evident, au scris foarte multe novele pe aceeași temă și Bradbury și Arthur Clarke, dar și marele Asimov. Moartea, la fel ca și în Antichitate, ca și în aceste cărți care ți-am adus aici, moartea nu trimite mesageri. Ca să fie foarte clar lucrul ăsta. Deci nu există mesageri ai morții. Da, moartea, adică dacă are de transmis un mesaj, vine n-are personal. N-are nevoie nici de intermediar, nici de interpreți. Exact. Pentru că se descurcă și singură. Deci moartea, dacă are de transmis un mesaj, vine personal, ți l-a transmis și s-a terminat. Nu există mesageri. Nu există... Se vorbește foarte mult de tematica asta de precogniția, în care intră și capitolul ăsta cu spectrul demonicum. Cei care visează animale fantastice, coșmarul este fabulos, mesagerii morții vin. În studiul ăsta spune așa că există chiar o analiză făcută prin anii 98-99. Aproape 87% din cei care au visat un mesager al morții, care vine și are, îți dă un mesaj, e premonitoriu, că se va întâmpla ceva rău, 87% dintre ei au păzit ceva rău, adică ori un membru din familie a murit, ori un prieten a murit, ori pur și simplu, la fel ca în cazul lui Lincoln, da, care a avut un astfel de vis premonitoriu, el însuși a murit, dar a apucat să povestească familiei și prietenilor. Este o minciună gogonată. Este o minciună. Nu există un mesager al morții să vină în timpul unui vis să-ți dea un mesaj premonitoriu. Încă o dată, repet, chiar și în Antichitate, aici am câteva lucrări legate de treaba asta, inclusiv a doua lucrare lui Pilnius după Opera Fantastică, în care... Nu ne vom ocupa de cărțile serioase după pauza de publicitate, pentru că mai avem puțin până acolo, dar până vom intra în zona publicitară, aș vrea să adăugăm pe lista asta o posibilă interpretare și chiar aș vrea după publicitate să-mi spui dacă ești de acord cu această interpretare sau nu, o consider la fel de mincinoasă sau de manipulatoare ca și celelalte. Există o teorie quasi-generală că, de fapt, realitatea din vis este în oglindă cu realitatea din concret. Cu alte cuvinte, dacă eu visez că mor, asta înseamnă că e o veste bună. Dacă eu un vis mănsor, înseamnă că voi divorța în realitate. Dacă în vis sunt suferind, chinuit și mă torturează cineva, înseamnă că voi avea parte de mari beneficii în viața asta. Ține minte și acest scenariu. Dar nu cred în el. Sigur că da. După pauza de publicitate te voi ruga să-l demontezi și pe ăsta, dar cu argumentele necesare. Revenim imediat. Muzica.
Am revenit și vreau să susțin din punct de vedere al teologiei islamice și budiste această viziune a lui Codrin despre vis. Întrebat de unul dintre discipoli, profetul Mahomet, fie pacea lui Allah veșnic asupra lui, ce se întâmplă cu noi cât trăim și după ce murim, profetul are o frază cheie. El spune așa: noi cât trăim, dormim, ne trezim abia după ce murim. Iar Buddha, la întrebarea ce este el, guru, vraci, magician, mag, el răspunde simplu și de fiecare dată același lucru: eu sunt un om care s-a trezit. Deci, cu alte cuvinte, doi mari stâlpi care au instaurat curente de gândire pe planetă sunt de acord cu această teorie a ta, că visul este o realitate paralelă care se comportă ca o, cu toate regulile unei lumi de sine stătătoare. Sigur, asta merge în cultura islamică. În cultura creștină, visul este interzis, din antichitate. Deci, cei care visau sau aveau vise premonitorii, cei care vedeau puteau să aibă o viziune asupra viitorului, aceste realități care nu considerate, sau realitate în oglindă de care vorbeam înainte de pauză, erau considerați eretici. Sigur că, din epocă, foarte multe lucrări scrise de chestia asta, realitățile în oglindă, e cum ai fi... Cum ai fi pus între două oglinzi, tu la mijloc? Ai văzut care este efectul. Vezi o infinitate de oglinzi în stânga, da, și da, oglinzi, se creează un culoar în infinit, dreapta. E, care din aceste oglinzi este cea reală? Care este imaginea ta cea reală? Oricum te întoarce, imaginea rămâne aceeași într-o infinitate de oglinzi. Sigur că și Serier și Thierry Morceau vin mai departe după specificațiile anticilor cu această idee că oricare dintre aceste realități poate să fie cea reală, dar nu și cea valabilă. Așa cum poate să fie valabilă cea de astăzi. Legat de premoniții, există foarte multe, foarte multe vise premonitorii legate de realitatea noastră, zicem așa, cea pe care noi o percepem astăzi aici. Dacă asta ar trebui să fie un vis. Uite, de exemplu, o să-ți iau o singură lucrare. Apropo de carte, dăm voie să fac o precizare pentru iubiții noștri privitori de acasă. Toate imaginile pe care dumneavoastră le vedeți rulându-se pe ecranul din spate sunt din colecția personală a lui Codrin Ștefănescu, poate unul dintre cei mai mari colecționari de carte rară din Europa. Și dăm voie, pentru că n-aș vrea să abordăm întotdeauna un subiect foarte serios și pe un ton foarte gomos. M-a amuzat foarte mult ce mi-ai povestit în pauza de publicitate, și anume a faptului că ai fost vizitat la tine în templu cărților de către o duduiță reporteriță tabloidizată, da, și care, punându-ți, atingând cu textura pielii ei fine de pe degețelele alea lungi, copertele astea din piele, te întreba cumva care dintre ele valorează cât o mașină de lux. Da, i-am spus că toate. Pentru că un colecționar nu poate să-și... Deci ai o parcare supraetajată la tine acasă. Să-și plească lucrările. Bine, am considerat întrebarea ei nu de prost gust, și ca fiind un vis urât la modul ăsta. Te-ai trezit într-un coșmar. M-am trezit într-un coșmar. Am spus, este un coșmar ceea ce mă întreb. Cum poți să mă întrebi care dintre cărțile astea putea fi schimbată cu o mașină? Bineînțeles că niciuna, că nu poți. Hai să trecem la... vorbeam despre simbolistica visului. Există, într-adevăr, aceea în lumea asta, că o considerăm acum reală, că în asta trăim, plecând de la premisa că este posibil să fie o lume în oglindă, așa, dar în lumea asta reală, percepția mea cel puțin, rămân aceeași variantă, că nu sunt convins că tu există sau ceilalți există, da, percepția poate mea sunt doar în închipuirea ta și tu la fel în imaginația mea. Da. În lumea asta reală au existat mai multe personalități, mai mulți oameni care au avut astfel de vise premonitorii legate de viitor, extraordinar de bine conturate. Și toate aceste premoniții au fost interzise cel puțin în Europa de către Biserica Catolică. Una dintre primele lucrări este o lucrare de la începutul anului 1500 și este vorba despre celebra Orationes Fundamentalis. Este dintre primele cuvântări importante în care în Roma antică, în Roma Republica, așa au avut loc. Cea mai important dintre ele este al lui Ioanes, spus mare lector. Este prima cunoscută, cel puțin în antichitate, despre premoniția privind viitorul Europei. El spune așa:
Începe, știi, consul iubit senatorii, deci consul, senatori, magistrați, oameni de vază ai Republicii și nu știu ce. Am avut un vis, spune el. În acest vis, noi nu mai existăm. În acest vis plin de flăcări și de fum, Roma se scufundă. Imperiu se face praf. Și din cenușa acestui imperiu, din cenușa noastră, celor care n-am putut să gestionăm, se vor naște alte imperii. Și nu sunt demonice. Și nu sunt rele. Sunt crude, așa cum este cruzimea umană. Și tot ceea ce știm noi astăzi va dispare. Pentru că văd, începând de la flăcări și voc, văd până la orașe zburătoare. Văd cum dispar milioane de oameni printr-o simplă gândire, nu zice apăsare de buton. Văd cum totul se transformă, se schimbă, iar marea noastră republică și marea noastră imperiu va dispare de asemenea manieră încât în foarte scurt timp, nu spune mii de ani, în foarte scurt timp, nu o să mai știe nimeni că am existat. Și fundamental, toate lucrurile se vor schimba. Și asta pentru că noi acum, iluștri sănători, nu avem nicio idee și nicio percepție pentru a putea să luăm poziție pentru viitor. Viitorul pe care l-am visat eu, atât de clar, cu oameni noi, cu formule noi de existență, cu formule noi sociale, aici se referă el, nu poate fi ignorat și nu poate fi schimbat. Face din structura noastră. Pur și simplu, orice încercare a noastră de a schimba viitorul, voluntar sau involuntar, va duce la același rezultat. Lumea se schimbă și lumea care va veni va fi de o asemenea cruzime și schimbările va fi atât de radicale încât nici putem să ne imaginăm în acest moment. Sigur că visul meu, spune el, este un coșmar. Dar acest coșmar, zic, mi-apar oameni care mi-explică, mi-apar oameni care mi-arată și toată fața acestei lumi este mai departe decât ceea ce ne închipuim noi. O să vă spun, dragi senatori, că lumea noastră este o lume mică față de lumile în care specia noastră va evolua. Și întotdeauna, la ceea ce am văzut în viitor, întotdeauna ceea ce am văzut în viitor legat de poziția noastră, adică aici este Egiptul, este un fel de, vom fi ca zeii de puternici. Nu va schimba un singur lucru. Ne vom război întotdeauna între noi și ne vom ucide propria specie, cât de departe a fost visul meu. Deci asta este în Orațiu. Este considerată prima mare premoniție. Este foarte interesant și noi trebuie să spunem că toată tradiția islamică se bazează pe visul profetului de la umbra unui copac. Nimeni n-a suspectat visul profetului ca fiind o fabulație a lui personal, deși chiar el însuși, profetul, avea niște dubii dacă ceea ce primește în vis este cumva rodul minții sale sau este un mesaj dintr-o altă realitate, dintr-o altă lume. După ce s-a convins că totuși el comunică cu un plan superior, iată că toată civilizația islamică, sunt aproape un miliard de musulmani astăzi pe planetă, cred în această putere evocatoare a visului. Sigur, dar și în epocă unii au crezut, unii n-au crezut. Pentru că în aceeași epocă, când el are visul și vorbește despre multipla trezire pe care se creează, de fapt, și fundamentul acestei religii, există tot oameni în acea epocă care creează o nouă analogie, o nouă chestie de care nu știu cât de multe ai citit, pentru că sunt foarte puține date, am o singură carte. E legată de prinzătorul de vise. Da, the dream catcher există. Da, prinzătorul de vise. Un simbol universal. Da? Sigur că mai mult înspre zona Indiei s-a manifestat, cu copiii erau pus la un fel de pătuți, se făcea prizătorul de vise cu mari șamani care să prindă visele, să nu poată afecta niciodată în viață. Deci considerau în felul următor, domne, dacă acest copil nu trăiește în lumea reală și noi nu suntem în lumea reală, atunci prinzându-i visele vom putea să-l retrimitem din lumea în care a venit. De ce să-și piardă timpul aici de pomană? Pentru că în conjunctura în care trăim lucrurile merg prost. Aici totul este prost creat. Este fals și prost creat, este rău, e mai multă dramă decât fericire. E atât de rău creat încât Iisus Hristos spune, regatul meu nu este din lumea aceasta. Exact. Vezi? E o altă idee. Bun. Ideea prinzătorului de vise a prins la foarte multe, foarte multe popoare și chiar s-a creat la începutul anului 1200 o confrerie care a funcționat inclusiv în Europa. S-au scris cărți care sunt extrem de interzise în acest moment și chiar și acum de către Vatican, vis-a-vis de prinderea viselor.
printre puținii care vorbește despre prinderea viselor în Europa, este Ambrozi, autorul cele mai importante și de temut lucrări din, din istoria cărților medievale. Bună dimineața! Bună dimineața. De ce ești supărat? Cruc și eu am avut datorii. N-are rost să aștepți până ajunge cazul în instanță ca să ai de-a face cu executorii. Iar odată ce ești în baza de date a biroului de credit și se poate refuza un nou credit sau o rescadențare. Dar n-am de unde să plătesc datoria asta. Cei de la Cruc chiar vor să găsească o soluție. Sunt și ei oameni ca noi și știu cum e viața. Ați făcut bine că ați sunat la noi. O să semnăm un angajament de plată a datoriei în rate. Bineînțeles, vor fi rate convenabile. Dacă aveți datorii administrate de Cruc, sunați la 031 413 2020. Am să-ți arăt ceva absolut fabulos. Sigur, această lucrare este cunoscută mai mult de ca opera chirurgica. Este o carte de medicină medievală. Primele încercări, și bine, interzisă, pentru tot ce era știință era interzis. Pentru cartea asta foarte mulți oameni au murit și avea același decret. Adică cine o atinge, cine o vede, știi foarte bine cum era epoca, și despre manualul torturilor am vorbit într-o altă emisiune. Verium corporis humanum se numește această lucrare în mod oficial, dar n-a trecut de cenzura Bisericii Catolice, care, pur și simplu, punându-i clar ștampil la opera chirurgica, științific, a interzis-o și a lichidat pe toți cei care au s-au antamat în această lucrare. Culmea, ea este tipărită la Frankfurt, la începutul anului 1500, în vechiul Frankfurt, în perioada în care împărații germanici aveau foarte multe conflicte cu Vaticanul, da? Este perioada de după Martin Luther, perioada de reforme și așa mai departe. În această lucrare sunt câteva chestiuni foarte interesante. În primul rând, autorul acestei lucrări vorbește despre monștri. Am să arăt la cameră. Trebuie să arăt gravurile. Da? E perfect. Deci monștri care sunt definiți în visele oamenilor. El face o clasificare acestora încercând să determine dacă există o legătură între visele legate de monștri și anumite boli. Deci, fiind, el recunoaște lucrul ăsta. Prima dată ce am încercat să fac, eu și mai mulți savanți, care însă cresc și în Bizanț și în asta, am încercat să creăm prima structură de medicină. Așa? Începând de la chestiile, să zic eu, primitive, făcute din metal, știi, primele catre de tăiat, primele instrumente chirurgicale. Și încercam să reparăm oamenii, până la chestii legate de psihologie și psihiatrie. Iată că cei care visează astfel de animale fabuloase, care vin chiar și cu un mesaj, s-ar putea să sufere de o boală. Ajung la concluzia că nu, oamenii sunt foarte sănătoși. Că aceste animale, unul spune, dom'le, am visat animalul ăsta nu știu cât timp, dar la un moment dat, nu știu câți ani de vis, animalul face parte dintr-un context de viață. Deci eu sunt într-o lume în care acest animal este considerat ca un lucru normal. Oamenii pe care văd acolo îl consideră normal. E un alt animal care mi se pare mie că este un personaj, să zic așa, nu pozitiv, dar în neutru, care e considerat adversar și oamenii îl vânează. În visul meu sunt visați tot felul de monștri. Privește. De exemplu, ăsta seamănă ca un trimis al lui Lucifer. Zice, nu, spun cel care visează. Este pur și simplu un popor. Mai mult decât atâta. În momentul în care apuc să mă uit în oglindă, după ani de zile cu acest vis și uitându-mă în acea oglindă, care este o oglindă, tot așa, din metal și lefuit, că e visul epocii, mă văd în această postură. Deci eu arăt în felul ăsta, nu sunt om. M-am speriat. M-am trezit din propriul meu coșmar, transpirat în pat, necrezându-mi că eu sunt și am o viață socială. Am acolo o soție, am copii. N-am observat că ei sunt sub forma asta grotească. Vin cumva și confirmă faptul că noi trăim simultan în mai multe dimensiuni universale. Universuri paralele, da. Trăim acum, suntem în platou, realizăm această emisiune împreună, dar fiecare dintre noi în mintea noastră poate fi fix în același timp în altă parte. Dar putem să fim ubicui.
Și fizica modernă demonstrează această capacitate de a fi simultan în mai multe locuri. Sigur că este justificată lucrarea asta să fie tipărită prima dată în Bizanț și pe urmă o altă ediție la Frankfurt. De fapt, ei invers la Frankfurt și pe urmă în Bizanț. Erau uciși instantaneu. Spuneau că sunt posedați de demonic. Trebuie să treacă 500 de ani ca să vină Einstein și să spună așa: măi, oameni buni, imaginația voastră, care eu cred că este debordantă, este finită față de variațiunile care există în univers. Închipeți orice. Nu știu, uite, fotoliul pe care stai tu, care are două picioare, două mâini, o gură și mănâncă cu dinți de oțel. Cu siguranță este o specie și are și tehnologie. Da, te-ai spus-o la conferință. Deci imaginația noastră nu poate să aibă atâta infinitate câte variațiuni infinite există. Adică dacă eu îmi imaginez, nu știu, spuneai tu în conferință că există un triunghi de pizza care are Adidas Sport, ochelari de soare și dansează... Există. Este altă idee. Îți arăt în altă carte. Că tot Pilnius, după Enciclopedia Fantastică, vorbește despre monștrii creați prin puterea minții noastre din vis. Din păcate trebuie să luăm publicitate acum și revenim imediat. Visul, această mare necunoscută. Se spune că trupul este închisoarea spiritului, sau mai bine zis, corpul fizic ar fi închisoarea corpului astral, iar de fapt visul este o privire furișată printre gratile acestei închisori numită trupul fizic. Dacă este să ne gândim la cartea tibetană a morților, la celebrul Bardo Todol, acolo vedem că încercarea prin care trece trupul după moarte, încercarea principală este confruntarea cu o grămadă de vise, o mulțime de făpturi de coșmar, care parcă ies într-adevăr din visele noastre cele mai urâte, din coșmar. Visul ar putea să fie totuși o întâlnire, o întâlnire în planul astral, o întâlnire fie cu demoni, fie cu îngeri. Și ne punem întrebarea, oare de ce aceste întâlniri au loc numai în timpul somnului și nu și în starea de veghe? Mai bine zis, de ce nu visăm și în starea de veghe? De fapt, există posibilitatea visului, acestei depășiri, dacă vreți, a realității și în starea de veghe. Și ea, știți bine, se face prin intermediul fie al unei transe induse, fie al uneia forțate prin inhalare de substanțe halucinogene sau printr-o concentrare profundă, printr-o atingere a planului spiritual prin intermediul rugăciunii în general sau al unei alte forme de manifestare a credinței. Și totuși, chiar și atunci există controverse, pentru că acuzațiile de demonie seamănă de foarte multe ori cu acuzațiile de contact cu îngerii. Mai bine zis, și în cazul îngerilor, și în cazul demonilor, se formulează acuzația de vorbire în limbi. Moment în care omul, cunoscut pentru, să zicem, anumite posibilități ale sale, și le depășește brusc și începe să vorbească în limbi pe care nu le cunoaște, începe să spună, să expună cunoștințe despre care n-avea de unde să știe. S-au formulat și acuze, repet, că este posedat și această vorbire în limbi și aceste cunoștințe care depășesc cu totul personalitatea lui, dar și epoca, au fost principal cap de acuzare în multe, în multe procese de posesie demonică. Dar, în cazul multor culte creștine, vorbitul în limbi este o caracteristică a atingerii planului superior al credinței. Pe de o parte, visul este considerat de unele figuri importante ale creștinismului, cum ar fi Părintele Cleopa, ca venind în mare parte din zona diavolului. Alții spun că omul nu se face vinovat de vise, dar trebuie să se rușineze cu ceea ce vede acolo. Cu toate acestea, știm bine din Biblie că Dumnezeu a vorbit lui Moise în vis. Problema e dacă visul este cumva ceva premonitoriu pentru fiecare sau este numai pentru anumite figuri ale istoriei. Mă gândesc la Ioana d'Arc sau mă gândesc la atâția inventatori care și-au văzut proiectele în vis. Eu cred că visul este un semn pentru fiecare. Și fac aici o referire la ceea ce
spune Hristos, și anume că trupul este templul pentru suflet. Fac o referire și la cei dinaintea lui Hristos, și anume la grecii care, practic de la care vine proverbul sau modul de viață, un trup sănătos pentru o minte sănătoasă. Și anume, visul ne relevă o anumită stare în care se află corpul nostru astral. Corpul nostru astral, care este influențat de un trup nesănătos, nu numai de gânduri păcătoase, dar pur și simplu de o viață nesănătoasă. Dacă noi nu ne păstrăm în bune condiții acest templu, e bine, corpul nostru astral nu se simte nici el bine și ne dă aceste semnale prin vis. Poate să fie considerat un aspect minor în comparație cu ceea ce am spus mai înainte, și anume întâlniri cu îngeri sau cu demoni. Dar este un semn peste care noi nu putem trece în viața noastră care ne-a fost dată aici peste pământ. Sigur, visul rămâne o necunoscută. Visul este, dacă vreți, principala dovadă a existenței supranaturalului. Și așa cum știți bine, orice răspuns am căutat în acest domeniu, vom da peste mult mai multe întrebări. Amintirea unui vis a trecut și această publicitate și iată-ne din nou... Discutam despre personajele care apar în visele analizate de către această echipă de mari medici medievali care tipesc această lucrare interzisă. Ia de exemplu aici sus ființe care efectiv nu sunt umane, adică au un corp uman, dar ochii sunt undeva la piept, gura este undeva mai jos... Nu știu, o altă poziție gravitațională, adică, dom'le, este absolut inimaginabil. Privește, de exemplu, ființa de jos. Să o arăt la camera mea, pentru că e o poziție mai bună către cameră. Face parte dintr-un popor, deci ăsta visează un fel de o nouă societate, foarte bine tehnologizată, deci peste epoca în care visătorul la 1497 visează, și rămâne surprins de lucrurile incredibile pe care le-a văzut acolo. Aici termin cu ultimul. Unul dintre marii savanți a epocii. Deci el visează specia noastră în viitor. Deci omul nou. Ca să-i convingem pe telespectatori, am să arăt așa. Dom'le, unul dintre medicii de aici are un vis foarte ciudat. Culmea este și, să zic eu, norocul nostru al celor care suntem actiați după aceste subiecte, este că acest mare medic la 1496 este și un foarte bun desenator. El face foarte multe planșe pe care gravorii, deci el umblă pe cadavre și făcând primele studii asupra creierului, sistemul osos, sistemului nervos și așa mai departe, trebuie să deseneze singur și gravorii fac după el. El visează ceva, visează în viitor. Deci este într-un laborator de medicină în viitorul îndepărtat. Deci ține cont că această carte e la 1500. Și acum vă arăt. Visează modificarea unor membre tăiate prin sistemul cibernetic. Dom'le, vă arăt ca să vedeți anul când e scoasă această carte, că nu e un fals. Sistemele cum sunt făcute din metal, cum sunt prinse, care este sistemul de control. Uite, absolut tot. Asta este varianta pe care și-o închipuiau ei jos. Deci o chestie simplă care era prinsă cu cordoane de piele și asta este ceea ce visează el, fiind un savant al epocii. Am rezolvat că un om care își pierde piciorul într-un război, poți să-i pun această proteză din lemn cu niște chestii și să fac nu știu ce gaură ca să-i prindă piciorul. Să nu uităm că Leonardo da Vinci a visat un aparat de zbor, l-a desenat și el seamănă unul la unul cu elicopterul nostru modern. Da, nu. Mai mult se spune că a desenat lucruri pe care încă nu le imaginăm. Cu siguranță, noi n-am ajuns încă să punem în realitate toate visele lui. Da? Acesta este unul dintre mecanisme. Asta este pentru picior. Și visează inclusiv pentru mână. Te rog frumos să te uiți să vezi sistemul mecanic cibernetic care este aici. Imaginație. Orice mai, nu știu ce am putea visa noi astăzi ca să depășească imaginea. Că și OZN-ul, la câte firme cu SF sunt, deja... Da, l-avem întipărit în minte, putem face variații pe aceeași temă. Doar dacă, de exemplu, a venit cineva și ar visa ce înseamnă să fii, ce înseamnă viața în 5 dimensiuni.
nu știu, să vină cu o teorie de genul ăsta. Și toată lumea rămâne șocată, spune că ești nebun. Deci pe vremea era considerat nebun. Dom'le, uite, arată pur și simplu mâna cibernetică cu decele din metal care se mișcă, toate rotativele. Deci astea sunt visele unui savant în acea epocă. Acum 600 de ani. Da. Am văzut la armata americană, au fost câteva documentare interesante cu soldații americani răniți pe fronturile din Afganistan sau din Irak, care au primit niște membre cibernetice, care compensă că și le-au pierdut palelor. Există pe internet la niște curiozități, o fotografie de la un astfel de soldat, a mecanismului care l-a folosit pentru a-i completa mâna, și o gravură din această lucrare, că sunt mai multe, ți-am arătat doar câteva, legate de mâna cibernetică. Deci ne mai trebuie 200 de ani de acum înainte ca să putem să construim ceva care e destinat în această lucrare de la 1500. Este inimaginabil. Și uite cum ajunge la un capitol da, extrem el spune, de interesant. El spune clar lucrul ăsta. Dom'le, dacă n-aș fi avut talentul la desen, deci eu ce-am visat? Sunt un alt personaj, am alt nume, am alt statut social, dar tot savant, tot medic sunt. Lucrez într-un laborator și sunt pus în fața faptului că trebuie să schimb mâna unui războinic, dar de epoca respectivă, modern, adică ficțiune pentru mine, cu o chestie foarte simplă. Avem pe stoc astfel de lucruri, da? Eu în subconștientul meu rămân uimit de ceea ce montez, deși mâinile merg și montez toate chestiile astea cibernetic și o fac, rămân uimit de lucrul ăsta, mă trezesc, are revelația și pune mâna și începe ca să deseneze ceea ce a visat. A avut un singur vis. Zice, m-am chinuit ani de zile să visez partea a doua, să intru înapoi în acea lume paralelă în care trăiesc, să văd mai departe cum funcționează tot. Într-un singur vis, însă am reușit să dea nu, da, uite că explicații despre o chestie cibernetică într-o epocă în care nici măcar nu... Da, ajunge la un capitol... Dom'le, de-abia exista abacul pe vremea ar aia. Ar putea să ne explice un lucru foarte interesant. Aproape toate marile descoperiri care aveau să revoluționeze din toate punctele de vedere umanitatea au fost furnizate genilor respective prin vis. Marii savanți au visat teorema pe care aveau să o demonstreze. Tu însuți mi-ai povestit într-o emisiune mai veche că ai visat o formulă prin care poți să regenerezi părul. Și să-ți regenerezi părul, mi-ai spus. Și ai visat până și ți-ai amintit o parte din formulă, ai căutat întotdeauna să cuprinzi și partea a doua visului și nu ți s-a mai e interesant, cei care ar trebui să intre pe site, să le spui site-ul ca să poată să vadă totuși conferințele noastre. Da, pe www.cronicasupranaturalului.ro. Da, ținem aceste conferințe în fiecare sfârșit de lună, așa, și abordăm cu astfel de subiect. Important este că starea a rămas uimită când ne-am spus lucrurile astea pe tema alesă de noi, că acest vis l-am avut la 5 ani. La 5 ani, deci de-abia știam să scriu. Eu am scris o parte din formulă când m-am trezit din coșmarul ăsta, ca să zic așa, fiind mititel. Și tata a încercat tot timpul să-mi explice, dom'le, formula asta, el fiind mare inginer, dom'le, prima parte a formulei este foarte clară. Are sens. Are sens, este o substanță sulfurică, nu știu cum, înțelegi, dar care e restul? Deci eu am vizat un bătrân într-un oraș. Orașul nu semăna cu nimic din ceea ce știam eu la vârsta de 5 ani. Absolut nimic. Absolut nimic. Deci prin formă, prin tot. Grafica mi s-a șters între timp din minte, dar îmi dau seama că am rămas uimit de tot. Bătrânul ăla avea un fel de magazin, de atelier, unde intrau și ieșeau oameni. Doar frântura asta îmi duc aminte. Și m-a chemat de pe stradă, copile. Deci o să ai probleme. Și mi-a spus și cuvântul genetic. Eu la 5 ani, să știu, genetic. Abar n-aveam, l-am întrebat pe tata, dom'le, ce înseamnă aia genetic? Corect. Da? Că genetic aveți o problemă în familie și zice, o să ai nevoie de această substanță pentru a regenera părul. Zice, ți-o dau de pe acum. Să o ții minte, da? Să o ții minte și să o folosești. Nu mai căuta în viitor. Da, am dat exemplu pe Carl Kuzman, mare fizician. Ții minte că am vorbit despre el la conferința asta. Cel care tot așa la 9 ani de zile a visat că se află într-o lume paralelă în care mai mulți savanți îi spun, dom'le, vei ajunge un mare fizician, vei ajunge unul dintre geniile neînțelese ale epocii, pentru că ai o idee tâmpită. Vei căuta tot timpul să cauți formula plierii spațiului-timp. Adică, ca să înțeleagă către spectatorii, în momentul de față, conform fizicii și conform teoriei noastre, ca să ajungi din punctul A în punctul B, chiar și cu viteza luminii,
îți iau milioane de ani, sute de milioane de ani, miliarde de ani. Să străbați o distanță. Da, distanță. Nici măcar nu știm acum științific dacă putem străbate spațiul care este gol într-o galaxie și alta. Considerăm că nu avem ce energie să folosim, nici fuziunea la rece. Nu ne-ar putea ajuta, da, pentru că distanțele sunt imensoare. Da. El ce a avut ideea? Dom'le, dacă din punctul A în punctul B ca să ajung, pot foarte simplu, dacă crezi o liniatură între ele, să le pliez. Să le suprapun. Să le suprapun. Peste punctul și atunci B. Ajung din punctul A în punctul B, instantaneu. Asta e principiul teleportării. De aici povestea antică sumeriană cu viteza gândului, care se manifestă și în poveștile noastre, mai ții minte. Că bazmele românilor se spune și a ajuns fost frumos cu viteza gândului. Adică instantaneu. Da. Da? Asta este perioada timpului. Deci teleportarea apare în bazmele noastre, numai că nu se numește teleportare, se numește viteza gândului. Viteza gândului, exact. El vorbește de mai mult de teleportare, pentru că fiind spațiile atât de mari, aproape infinite pentru imaginația noastră, să priezi cele două puncte de instantaneu, deja este inimaginabil. El se trezește, știe aproape 300 din acea formulă și îi spune, vezi că formula este cea mai simplă, ține-o minte. Nu mai căuta toată viața, merge la dâși bătrâneți și o să o caute. E simplă, e la îndemâna ta. E atât de simplă că tot ce este simplu este genial. Asta este formula. Se trezește, o pune pe hârtie, dar nu completă. Și toată viața lui, până la 92 de ani cât a trăit, a încercat din formula aia, s-a făcut o grămadă de, îmi citeam și pe internet, o grămadă de alte de descoperiri. Începând de la catodul pentru transmisiile nu știu cum, pentru chestia cu sateliții. Au făcut receptor pentru semnalele sonore din univers, de la formula pornind. Dar formula tot timpul s-a extins, adică a ajuns atât. El tot timpul le-a spus oamenilor care lucrau cu ei ca fizice și la bătrânețe, mă, oameni buni, eu când am visat, când eram mic, lângă asta mai erau încă ceva, 4-5 elemente, care nu le găsim, uite, ne căznim de 50 de ani, am găsit tot felul de formule, care sigur au venit în întâmpinarea necesităților umane, dar nu e aia simplă, ăla mi-a dat cea mai simplă variantă pentru pierderea spațiului timp. Deci asta intră la visele, nu știu, vizionare, nu premonitorii. Deci sunt viziuni, sunt mesaje trimise din undeva din uparle sau sunt amintiri dintr-o altă lume. Dacă sunt amintirile dintr-o altă lume? Este posibil. Plinius vorbește, de exemplu, în lucrarea lui, despre oameni care au visat aici, în realitatea noastră, de asta pe care o trăim acum, orașe, întâmplări sau evenimente absolut necunoscute. Am vorbit și la conferința respectivă despre, n-am mai notat, aveam și nume și din ce epocă, legată de studiul pe care l-a făcut Plinius cu ei, și unul povestea așa, am trăit în orașul nu știu care, nu l-am fost niciodată, n-am plecat din satul lui. Dar știa, am trăit în orașul nu știu care, am fost rege sau am fost regent acestui regat. Am avut un puci pe la vârsta de 40 de ani, mi-au măcerit armata, a trebuit să plec și mi-am ascuns comoara nu știu ce peșteră. Au făcut inclusiv, ți-am spus că la începutul anilor 1600, chiar Inchiziția propune Vaticanului, și am prezentat atunci la conferință o astfel de lucrare, propune să se efectueze niște studii. Acești oameni sunt strânși, la fel ca numele trandafirilor, Umberto Eco, undeva sus acolo, în munții, între creștere. Într-o abație greu de pătruns, așa, acolo. Unde sunt strânși absolut toți. De aici vine și teoria că Giordano Bruno n-a fost ars pe rug, ci a fost ars pe rug cu totul altul. A fost coptat pentru a face mai departe studii și analize asupra teoriei pentru lui. Pentru a aduce glorie ordinului ezuit. Da, așa. Și aici au rămas șocați de acest lucru. De aceea manuscrisul a fost ascuns adânc în arhivele Vaticanului, cineva a putut să-l copieze și s-a tipărit la 1624, o lucrare pe care am prezentat-o la acea reuniune pe care o am. Nu este o carte extrem de rară, este o carte care se găsește, cred că sunt cel puțin 70-80 de exemplare în Europa, deci nu e rarisimă, nu e ca Plinius, adică câteva exemplare cunoscute. Pentru că manuscrisul a fost tipărit și în zona germanică, a fost și în regatele poloneze, și în Bizanț, și au mai fost retipăriri chiar până la 1725 legate de aceste cercetări pe care Vaticanul le făcea. Oameni care își aduceau aminte de orașe pe care nu le văzuseră, de raportele lor sociale, anumite lucruri legate de istoria orașului, crime, puciuri, atacuri, lucruri care apăreau în istorie, comori, înscrisuri rare, lucruri care, ca biserica având putere,
a început să le caute și le-au descoperit. Cartea aceasta arată, să zic eu, uimirea, șocul pe care l-au cercetătorii Vaticanului, văzând că ceea ce spun acești martori, în mare proporție, se adeverește. Dom'le, ăla chiar așa arată orașul. E un oraș subteran, am fost acolo. Am găsit ce spune el de Hristoavele vechi ascunse, sau de nu știu ce ladă, cum știu ce, comoară regiului, nu știu care. Este inimaginabil, deci le-am găsit. Iată că el a trăit cândva... Bun, ei au spus că aceasta este teoria reîncarnării și este interzisă complet. Nu, nu este legat de reîncarnare. Eu merg pe aceeași teorie că este tot în oglindă, o viață paralelă, și că universul omen dat se suprapun. De aceea visul, de fapt, este trecerea entității tale prin această multitudine. El, la un moment dat, se oprește. Apare undeva, și cu asta, dacă vrei să mai iei o pauză, despre teoria paralizii în somn. Sunt foarte mulți, cred că nu e nimeni dintre cei care se uită la această emisiune, să nu fi avut acest simptom. La un moment dat, în timpul visului, simți că ești și între treaz, între vis. Ești, da, e senzația de luciditate, da, în vis. Da, ești într-un coșmar, în același timp știi că te afli în patul tău, dar nu poți să te miști, să ceri ajutor, ești paralizat, nu poți să te miști, nu poți să respiri. Deci e senzația visului în vis. Da, deci ești paralizat, nu, ești între lumea noastră și lumea în care ești în vis. Ești paralizat pur și simplu. Nu poți să-ți miști membrele, picioarele, vrei să uli, vrei să țipi, vrei să treci, faci efortul să trezești și nu poți. Această paralizie în somn are explicația cât se poate de simplă. Ești blocat pentru câteva minute, cam atât durează chestia asta, între câteva secunde, câteva minute. Ești blocat între lumi, în ceea ce spuneai tu, ideea oglinzilor. Trecerea dintr-o oglindă în alta. De ce se petrece acest blocaj? Da? Este teoria cealaltă de care vorbeam înainte, la începutul emisiunii, că visul poate să fie o, nu știu, un loc de o sală de așteptare înaintea morții sau pentru o viață ulterioară. Da, așa cum... sunt versurile astea minuleșene, extraordinare, întuneric, frate bun cu nebunia, cu pasiunea și cu crima, tu ești ritmul infinitului și rima, ce ne regi în somn cu veșnicia. Veșnicia, da. Somnul ca o antecamera morții și visul. Antecamera morții. Da. E bun, antecamera asta, de fapt, așa cum vorbeam pe vremea de Anonymous, linia care o trage, este între aceste lumi paralele, între aceste oglinzi. Ăsta este un blocaj. Te-ai blocat. Nu se știe care este motivul. De-aia vin la idealul Heidrich, că toate întrebările astea legate de ce este visul și cu milioane de explicații sunt niște aberații, pentru că răspunsul la întrebarea asta, ce este visul, este inexplicabil. Nu avem o explicație științifică în momentul de față. Aș vrea să întăresc toată argumentația ta cu un exemplu celebru în lumea ezoterică. Este vorba despre Emanuel Swedenborg, cel care avea să inițieze doctrina Ierusalimului Ceresc. El, fiind în Malmo, visează că în Stockholm, la o distanță de câteva sute de kilometri, a izbucnit un incendiu. Se întâmplă în secolul XVIII, nu erau mijloace de comunicare. Se trezește brusc și dimineața îi anunță pe prietenii lui, băi, e nasol, la Stockholm arde orașul. Ăștia la alții spun, băi, prietene, păi de unde știi, matale, că sunt 600 de kilometri până acolo? Și am visat. A doua zi s-a adeverit că orașul a izbucnit într-un incendiu îngrozitor. El visează ulterior, că tu vorbeai la începutul emisiunii despre orașe plutitoare. El visează efectiv și descrie Ierusalimul Ceresc. Și spune, este un popor acolo, este un oraș acolo, sunt niște cetăți acolo, sunt niște locuințe acolo, e o realitate socială acolo, sunt mai mulți îngeri, sunt mai multe tipuri de îngeri, sunt mai multe entități, fiecare așezat într-o ierarhie socială, este o lume de sine stătătoare. Bine, eu, în teoriile astea pe care eu le împărtășesc, se numește recepție. Adică individul respectiv a fost un foarte bun receptor. Ideea asta apare într-o carte care am arătat-o la tine într-o emisiune, când vorbeam noi despre Turis Babel, Babilonia, modul în care receptorul a visat construcția în sine. Și norocul era că era un foarte bun inginer în acea perioadă preantică. Și iată că s-a construit o chestie. El însuși are această revelație. Spune, domnule, stai așa puțin, că toate chestiile astea legate de tehnologia construcției și ceea ce văd eu în lumea aia paralelă, de fapt, eu nu știu dacă am trăit sau n-am trăit acolo, că el nu crede în reîncarnare în epoca respectivă, dar sunt un bun receptor. Am receptat, pur și simplu, am văzut undeva din afară o altă societate. Și nu face decât ca, fiind foarte bun grafician, să înceapă să-și noteze. Mai mult, intră în legătură cu cei de acolo, în care încep să-i explice ce înseamnă centrul de greutate a unei construcții, a unei clădiri, ce înseamnă să îmbinarea nu știu cum. El când se trezește,
Spune, domnule, erau niște îmbinări a unor materiale pe care eu nu le cunosc în epoca în care trăiesc. Am și uitat cum se numesc, am și uitat din ce sunt făcute. Eu încerc acum să creez toată chestia asta ca un receptor. Deci, este vorba de recepție. Recepția, iarăși, este un mister. Pentru că recepția asta este atribuită inclusiv lui Nostradamus, care vede ca un bun receptor, deci parcă cineva l-ar fi luat, îl duce să vadă ca într-un film până în anul nu știu care, da? Toate evenimentele... Și... Da, într-o succesiune foarte corectă. Eu nici Nostradamus nu cred, pentru că foarte multe dintre modul lui de exprimare este interpretat. Noi interpretăm că e vorba despre Hitler, despre al doilea război mondial. Da, orice parabolă predispune la un abuz de interpretare. Da. Trebuie să luăm neapărat pușa mai mult, asta. Mai mult și cu asta închei pe tema asta. Mai mult cred în ceea ce spunea Pacal legate de sfârșitul lumii, care întinde până în anul 4042. Adică tot ce a văzut acest mare matematician nou și... Că toată lumea vorbește despre 2012, Pacal, cel care a spus că vine sfârșitul lumii. Nu, el întinde până în 4042. Dar dă cu asemenea rigorozitate toate evenimentele atât de bine. Adică, domnule, le explică exact ce se va întâmpla. Încât îl întrece pe Nostradamus. Ăștia sunt receptorii. Revenim imediat. Am revenit aflând cu stupoare că mai avem vreo 5 minute până la sfârșitul emisiunii. În această lume reală a noastră sunt oameni care au niște puteri atât de mari mentale, deși sunt oameni simpli, nu trebuie să fie neapărat învățați. Și reușesc ca în timpul unui vis să atragă din alte lumi, din oglinzile astea paralele, ale lumilor paralele, anumite făpturi în lumea noastră. Deci este teoria omului umbră, care mănâncă devoratorul de suflete. De exemplu, monștrii marini sunt balauri. Acest balaur este de fapt un balaur umbră, se numește. Deci el poate lua orice fel de înfățișare, acționează numai unde este umbră. Poate să fie, spune, în propria ta umbră. Deci din umbra ta lăsată de soare, pur și simplu te poate devora. Sunt devoratorii umbrelor. Din umbră erau aceste ființe care mâncau, pur și simplu, sufletele. Sunt tot felul de animale care creează propriul mediu ambient. Deci în timpul somnului se naște și pur și simplu își creează stimuli. Poate să-și creeze din podea lichid. Se transformă podeaua într-un lichid și se ascunde în... Uite, aici Paracelsus are teoria succubus incubus, în care spune negru pe alb că acele vise erotice pe care noi și bărbații și femeile le avem cu finalizare, uneori ne facem pijamaua de rușine, nu este altceva decât o ingerință a unor duhuri destrupate care vin prin somn și chiar au un raport sexual cu persoana respectivă, hrănindu-se cu această energie sexuală. Da, este posibil. Am citit teoria. De aceea, că vorbeam de epoca baroc, în epoca baroc, deși neoficial, că nu-i lăsa Biserica Catolică, se făceau celebrele paturi cu demon, dacă ții minte. Adică baluște erau niște demoni pe sus la baldachin. Am câteva fotografii data viitoare, un demon care pur și simplu iese. Aceste paturi care le vezi acum în muzeu la Viena, la München, chiar și la Paris, care te au frică, doamne, cum aș putea să dorm un astfel de pat, n-aș putea să mă culc. Erau făcute tocmai pentru a te apăra, deci era credința că acești demoni, care pur și simplu ies din metal sau din lemnul respectiv, și ce țin stop, la distanță demonii de... care ar trebui să vină spre tine. Țin la distanță demonești. Această idee legată de terorarea nocturnă, deci Plinius este cel care a scris enciclopedia fantastică, vă arăt ca să vedeți. Deci în 1564 el vine cu această nouă lucrare, la 2 ani mai târziu după enciclopedia fantastică, în care vorbește despre puterea minții unor oameni de a crea aceste terori nocturne în momentul în care visează. Și ele sunt atrase dintr-o lume paralelă, lumea, pentru că sunt fenomene inexplicabile. Dacă citești, nu știu, alte lucrări legate de fenomene inexplicabile din antichitate, vis-a-vis de acești monștri, că așa apare ideea cu vampirismul, de care și prietenul nostru Dragoș Dumitriu a studiat-o. Apar astea, umbrele care devorează sufletele. Sunt foarte multe alte teorii. Sunt oamenii, sunt ființe inexistente. Deci există sau nu există. Toate acestea sunt aduse
prin puterea minții, de niște oameni care visează astfel de lucruri. Mai mult decât el vorbește că este foarte posibil ca prin puterea minții, în timpul somnului, să faci rău altora. Pur și simplu să te ucizi în timpul somnului pe altora sau pur și simplu să le pui pe cetea morții. Și cu asta vreau să închid următorul lucru. Ca orice om, ca orice om normal, înainte de a mă culca, încerc să visez ceva. Nu știu, dau un exemplu. Mă gândesc la o femeie frumoasă, că pot că sunt burlac. Înaltă, brunetă, inteligentă, cu care pot să vorbesc astfel de lucruri. Mi-o închipui și adorm cu ea în gând. Nu pot să controlez acest vis. Cine spune că poate controla visul este un mare mincinos sau apar aceste teorii scrise de acești pseudo-savanți care ne duc pe noi în eroare. Nu pot să controlez visul. Sigur că eu mă gândesc cu ea, dar când mi se lasă ploapele și intru în perioada aceea a visului, femeia mea ideală sau, nu știu, pajiștea mea, marea mea, plaja mea pe care mi-o visez, cu hamacul în care stau și citesc, dispar. Și visul începe să fie controlat de altceva. Tot ceea ce mi-e închipu inițial, nu știu, pentru fracțiunea de secundă când intru dinspre semisomn, înspre somn, în vis, dispare și cineva controlează și mă duce într-o lume în care ființa aia mea sau contextul în care mi-l închipu eu, nu mai pot să mi-l controlez. Există variante în care poți să-ți controlezi visul. Sunt anumite momentele în care ai certitudinea, domne, trăiesc un vis. Și poți să zbori, poți să, nu știu, arânci flăcări pe nas și așa mai departe. Chestia asta intră tot la blocaje. Este momentul în care deja realizezi că ești între lumi și trebuie să te întorci între oglinzi. Însă când ești în momentul visului respectiv, indiferent cu ce idee pleci, să ai vise frumoase. Sigur că pornești cu un vis frumos, dar nu mai poți să controlezi visul. Altcineva îți controlează. Și altcineva nu înseamnă cu o entitate, că bun Dumnezeu sau că, nu știu, cineva satanic. Pur și simplu, lumea în care ești atras controlează visul tău. Și atunci ajung la începutul discuției noastre de această emisiune. Am o singură certitudine. Te rog. Gândesc, deci exist. Dar nu știu unde și în ce realitate. Este singurul adevăr real pentru mine. Restul, toate celelalte văruri pot să fie interpretabile. Inclusiv faptul că trăiesc în lumea reală, în acest moment, sau sunt în propriul meu vis. Din păcate, nu ne putem controla visul, dar nici timpul, și timpul emisiunii noastre gata s-a oprit. Îți mulțumesc din suflet, ca întotdeauna, pentru tot ceea ce ne aduci. Gândul inimii și ne revedem sâmbătă viitoare.